Luni dimineață, echipa de Ligă Secundă CS Mioveni a plecat într-un stagiu de pregătire montan, acolo unde va sta până pe data de 3 februarie. Pe lângă antrenamentele de acomodare la efort, galbenverzii vor susține și două partide de verificare în compania unor formații care evoluează la ligi inferioare, ASE Râșnov și ASE Zărnești. În această perioadă, la gruparea din Mioveni au fost aduși mai mulți jucători, printre care se numără și ex-mușceleanul Ionuț Burnea. Echipa s-a reunit, am avut readaptare la efort, a descurs antrenamentele normale, cum ne-am propus până la această dată, și de astăzi vom pleca în cantonament la cheile grădiștei. Ce ne puteți spune despre jucătorii veniți până acum? Prin plecarea celor doi jucători, al lui Boboc și al lui Bogdan Stancu, ne-am orientat să aducem pe jucători pe posturile respective. A venit Andrei Nagoie de la Chindia Târgoviște, un jucător cu experiență, un jucător care sper că ne va ajuta în acest retur de campionat. A mai venit Piscanu de la Vâlcea, sub vârstă, tot mijlocaș central, și mai avem încă doi jucători, Alexe și Burnea, pe care o să-i vedem în această perioadă. Deocamdată nu, noi nu mai avem ce jucători să mai luăm, ne-am orientat la cei care v-am spus, da, și lotul e complet. Dacă în cantonamentul de la Cheile Grădiștei tehnicienii de la Mioveni, Alexandru Pelic și Iordan Eftimie vor pune accent pe partea fizică, la întoarcere aceștia vor căuta ca echipa pe care o conduc să susțină cât mai multe jocuri de verificare în compania unor formații mult mai puternice.